ziua, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Publica Report. Omenirea a depășit astăzi pragul de 2 milioane de cazuri de coronavirus. Americanii dețin o treime din total, iar italienii sunt pe primul loc la decese. În total, în lume au murit de COVID 126.776 de oameni. În Moldova sunt 43 de decese la ora actuală. 183 de pacienți sunt în stare gravă. Bilanțul recent al tuturor cazurilor înregistrate din 7 martie și până în prezent indică în țara noastră 1934. 135 de bolnavi cu forme ușoare se tratează acasă. Este o noutate pentru Moldova. Acum, după medici, deja și pacienții învață din mers coronavirusul. Leacul pentru semnele ușoare sunt preparatele antivirale. Monitorizarea pacienților este pe seama medicului de familie, însă la distanță. Curios este că nu sunt testați cei care sunt diagnosticați cu forme ușoare de COVID. Ne propunem să clarificăm situația legată de tratamentul la domiciliu cu autoritățile și specialiștii în medicină, invitați astăzi la Publica Report. Vom avea transmisiuni video și interviuri telefonice cu doamna Tatiana Zatâc de la Ministerul Sănătății, doamna Liliana Iașan, șefa Centrului Medicilor de Familie din Buicani, Chișinău, Ala Torcarciuc, specialist în sănătate publică, și domnul Boris Golovin, directorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Începem să discutăm cu reprezentantul Ministerului Sănătății ca să înțelegem care este algoritmul de diagnosticare al pacienților, cum se tratează formele ușoare de acasă și tot ceea ce trebuie să știe chiar primii pacienți. Doamna Tatiana Zatâc este în legătură telefonică directă cu noi. Doamna Zatâc, bună ziua! Bună ziua! Vreau să ne explicați și tuturor celor care sunt acasă și vor să afle cât mai multe informații legate de formele ușoare și tratamentul la domiciliu. De exemplu, primele lucruri și întrebări care apar, cum este posibilă diagnosticarea coronavirusului la pacienți de acasă, la telefon, la distanță, fără testare? Da, este o întrebare foarte interesantă și într-adevăr nemai auzit până acum, dar noi suntem în etapa de infecție coronavirus tip nou COVID-19 și tot sistemul de sănătate se adaptează la necesitățile sistemului de sănătate și necesitățile în context de pericol de infectare masivă cu coronavirus de tip nou. Respectiv, medicina primară deja de la începutul înregistrării primelor cazuri, adică de la începutul venirii masive de peste hotare din țările care erau deja, care înregistrau deja cazuri cu COVID-19, medicii de familie erau de fapt cei care includeau persoanele în supraveghere, în autoizolare, pe cei care erau transmiși de la Poliția de Frontieră către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Fișele epidemiologice ajungeau la medicul de familie și medicul de familie era cel care asigura comunicarea telefonică între persoana în autoizolare și medic. Adică deja există experiență în comunicarea telefonică, deoarece persoana aflată în autoizolare zilnic comunică medicului de familie despre valorile temperaturii, despre dacă apar careva semne de boală respiratorie și medicul de familie, de fapt, este cel care ghidează persoana contact până aflată la domiciliu. Da, dar, de exemplu, primii pacienți cu forme ușoare, doamna Zătecu, oricum erau tratați la spital, da? Primii pacienți erau spitalizați. Da, am avut perioada cea care cu o răspândire mai localizată a cazurilor, când numai în câteva raioane era înregistrat cazuri confirmate cu COVID și tactica sistemului de sănătate, de fapt, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, erau direcționate spre izolarea persoanei cu suspecte la COVID-19, astfel ca să delimităm răspândirea infecției la nivel de comunitate. Răspunde astăzi, mai concret la întrebări, astăzi, vă rog tare mult, doamna Zătăc, fără supărare. Deci înțelegem așa, nu se face testul pentru persoana care este diagnosticată la telefon. Întrebarea este cum puteți să fiți sigură că pacientul are COVID doar în baza unor simptome?
Păi asta și încerc să vă zic. Noi suntem deja la etapa răspândirii comunitare, atunci când în toate raioanele avem înregistrate cazuri de COVID-19. Respectiv, avem definiția de caz, avem simptomele de boală respiratorie și avem anamneza epidemiologică. Și diagnosticul de COVID-19 se stabilește în baza datelor clinico-epidemiologice. Acum, așa, ca să înțeleagă fiecare dintre cei care ne privesc acum, pentru că folosiți terminologie medicală și eu, de exemplu, pot oarecum să întrezăresc răspunsul, dar cer de acasă, cât mai simplu vorbind și explicit. De exemplu, dacă a avut contact cu o persoană bolnavă de COVID, întrunește un criteriu din trei. Următorul, dacă are semne de coronavirus, iarăși, este al doilea criteriu pe baza căruia puteți să stabiliți. Mai departe, da? Explicați cât mai clar, să înțeleagă cu toții. Dacă persoana a fost în contact cu o persoană cu COVID confirmat sau în contact cu o persoană venită de pe hotare, plus are semne de boală respiratorie, tuse, febră, durere în gât, cefalee, atunci persoana dată întrunește definiția de caz și se stabilește diagnosticul de COVID-19 fără testare. Noi vorbim despre persoanele cu forme ușoare, care nu au maladii concomitente, nu au vârstă de peste 60 de ani, nu sunt copii și nu sunt gravide. Acum o întrebare așa și o precizare. Da. Doamna Zată, cu o precizare. De exemplu, dacă persoana nu a avut un contact cu o persoană care a venit de peste hotare sau aici, pe loc, nu s-a contaminat de la cineva bolnav, în schimb, se află și locuiește într-o localitate care este astăzi Focar, Soroca, de exemplu. Zicem Soroca. Spuneți-ne, vă rog, intră de asemenea în categoria acestor suspecți și după aceea chiar posibil diagnosticați cu forme ușoare de COVID? Localitățile care sunt, comunitățile care sunt mai masiv infectate, da. probabilitatea că persoanele respective au contactat între ei și certitudinea că aceste persoane ar fi posibil infectate este mult mai mare decât localitățile unde nu este COVID confirmat. Dar trebuie să ținem cont că la etapa de răspândire comunitară fiecare persoană, vigilența față de fiecare persoană trebuie să fie ca posibil infectată. Și de fapt noi suntem în situația când deja s-a micșorat la maximum virozele acute, gripa. Și fiecare manifestare de boală respiratorie, cu temperatură, cu rinorie, cu dureri de cap, este posibil COVID. Adică suntem deja când numărul de infecții respiratorii s-a micșorat esențial. De ce spuneți asta? Deja... Ca să înțeleg, de exemplu, că nu o să fie niște simptome amăgitoare sau cel puțin situația în care o să aveți, de exemplu, ca medic, riscul să confundați boala, să nu fie gripă sau sinusită și coronavirus, da? Asta și vreau să vă zic. Uh-huh. Deja noi ca timp, ca perioadă de înregistrare a cazurilor de infecție respiratorie, deja noi am depășit perioada respectivă. Suntem în luna aprilie, deja numărul de infecții virale este în scădere maximală. Noi doar raportăm toate aceste cazuri pe platforma Organizației Mondiale a Sănătății, adică sunt regulile ce țin de raportări și statistică medicală a urgențelor a infecțiilor respiratorii. Acum, referitor la statistică, acești bolnavi care se tratează acasă sunt incluși în statistica generală pe țară? Desigur, da. Persoanele care vor fi tratate la domiciliu cu diagnostic clinico-epidemiologic, așa cum îi zicem noi în terminologia medicală, vor fi incluși în statistica medicală și vor fi raportați concomitent la briefingul de seară, care este în fiecare zi, odată cu cele care sunt confirmate, vor fi raportați și în cifra comună. Dar scuzați-mă așa pentru impertinență, poate, nu știu, dar eu, de exemplu, n-aș vrea să fiu considerată parte a statisticii de COVID dacă nu am fost testată. Nici nu zicem. Noi ne bazăm pe clinică și ne bazăm pe datele epidemiologice. Dar de ce, dacă persoana nu este testată și nu există o probă de laborator COVID, mai ales că țara are test?
este, nu se produce, nu se face această procedură. Noi, de fapt, iarăși menționez, suntem la etapa de răspândire comunitară. Asta am înțeles. Și, de fapt, fiecare, și noi încurajăm populația să stea acasă. Noi încurajăm populația să evite ieșirile. Noi încurajăm populația să evite vizita neargumentată a cea care nu necesită amânare, adică cu excepția celor care nu poate fi amânată. În schimb, rămânând acasă alături de membrii familiei, această persoană cu semne de COVID, de exemplu, ar putea să contamineze pe ceilalți. Copiii să fie contaminați de COVID, soțul, soția... Sunt reguli clare care sunt incluse în fișa de tratament la domiciliu, care sunt cu reguli clare pentru pacient și noi vorbim atunci când la nivel de casnic persoana nu are condiții necesare pentru autoizolare, atunci acesta este un criteriu pentru spitalizare și persoana dată va fi spitalizată. Ați promis săptămâna trecută filmulețe cu instrucțiuni, un fel de ghid pentru pacienții care se tratează acasă, fiind cu forme ușoare de coronavirus. Unde sunt aceste ghiduri video? Este în proces de validare. Cunoașteți cu toții că fiecare material care este elaborat, el are o perioadă de validare și în cel mai scurt timp el va fi deja accesibil. Este deja filmulețul, este pregătit, dar este perioada de validare. Așa, acum vreau să aflu și replica dumneavoastră la ceea ce a spus alaltă seară premierul Ion Chicu la întrebarea de ce formele ușoare de COVID și pacienții cu forme ușoare de COVID nu sunt testați. Și am făcut referire la declarația dumneavoastră de săptămâna trecută și a spus nu, e o confuzie, premierul Chicu zice toți sunt testați. Cei care sunt în stare gravă deja sunt spitalizați, ceilalți sunt tratați acasă. Vreau replica dumneavoastră. Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, eu în ceea ce a fost menționat și a fost supus așa confruntării ceea ce am menționat eu și ceea ce a fost menționat de către domnul prim-ministru, de fapt, eu am înțeles așa foarte clar că cei care vor fi transportați de către serviciul de urgență la centrul COVID vor fi testați și cei care vor fi considerați calificați ca formă ușoară fără criterii de spitalizare vor merge, chiar dacă au rezultat pozitiv, vor merge la domiciliu și vor fi tratați la domiciliu având deja testul efectuat. Adică nu văd o divergență în comunicare. Dumnealui de fapt a dat exemplu cu centrul COVID. Exemplul a fost, dar oricum a spus că formele ușoare de asemenea vor fi însoțite de teste de laborator care să confirme. Deci toți testați. Asta a dat de înțeles premierul. Inclusiv cei care ajung la centrul de triere. Da, ajungem și la întrebarea care este sensul centrului de triere dacă ajungem de acasă la telefon să-l diagnosticăm pe un om care avea coronavirus. Avem o știre de informație de ultimă oră și o citim acum. Așadar, încă două persoane au murit din cauza COVID-19. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 65 de ani din orașul Tiraspol și o femeie de 86 de ani din municipiul Bălți, care a fost internată la data de 10 aprilie în stare gravă la Spitalul Clinic Municipal din Bălți, suferea de hipertensiune arterială și insuficiență cardiacă acută. Astfel, bilanțul morților în țară se ridică la 43 de decese. Doamna Zătăc, mai sunteți cu noi acum? Vreau să discutăm mai departe. Da. Eu aș vrea să menționez, de fapt, despre scopul centrului COVID-19. De fapt, este un centru creat cu scop de a fluidiza pacienții. Și dacă noi ne întoarcem înapoi la situația când serviciul de urgență făcea coadă la spitalul de boli infecțioase, și la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. De fapt, deschiderea acestui centru și organizarea acestui centru a avut ca scop anume urgentarea
stabilirii diagnosticului în condiții, posibilitatea care există la nivel de MOVIEXPO de a interna pentru o zi, de a testa și a direcționa pacienții în spitalele cu locuri disponibile. Prin asta noi am descărcat spitalele. Este specificul municipiului Chișinău, unde este o altă concentrație de populație, este o concentrație masivă de populație și respectiv noi prin asta am scos povara de pe spitalele care sunt responsabile de COVID. Acum, referitor la tratament, doamna Zătăc, referitor la tratament, tratamentul, înțeleg, așa se face cu antivirale, da? Dar asta am vrut să vă zic. Stați puțin, întrebarea. Numai o clipă, că nu v-am pus întrebarea. Cei cu forme ușoare care au fost până astăzi spitalizați au fost tratați gratuit în spital, dar dacă ei, de exemplu, sunt tratați acasă, atunci medicamentele pe care trebuie să le cumpere de la farmacie, de exemplu, el sau rudele, o să ne spuneți dumneavoastră cam care ar fi forma, dar vor fi gratuite sau vor fi compensate? Spuneți-ne care este procedura în cazul lor. În primul rând, vorbim despre formele ușoare. Formele ușoare sunt persoane cu vârsta între 18 și 60 de ani, fără maladii concomitente, adică persoanele care nu au un risc vulnerabil comparativ cu cei care au diabet zaharat, maladii cardiovasculare, așa mai departe. Tratamentul este simptomatic și rog atenție. Mențiunea că primesc tratament antiviral nu este corectă, deoarece protocolul clinic standardizat pentru tratament la domiciliu prevede tratamentul simptomatic. Tratamentul simptomatic înseamnă că, în dependență de simptomul care apare la pacient, tuse, febră, rinoree, eliminări din nas, dureri în gât, cefalee, dureri de cap, va fi și tratamentul. Tratamentul simptomatic pentru aceste simptome cunoaște, este tratament care include medicamente care fac parte din grupul OTC, adică cele care se eliberează fără rețetă. Sunt medicamente simple care sunt recomandate în aceste situații. Dar n-ați răspuns la întrebare, vor fi compensate medicamentele sau nu? Pentru că întrebarea este foarte importantă. Rezultă că au fost norocoși pacienții care au fost tratați gratuit în spitale până acum și ăștia nu se știe în ce situație sunt, poate sunt în șomaj tehnic sau nu știu ce li se mai întâmplă și vor trebui să cumpere medicamente. Suntem la prima etapă de includere a tratamentului la domiciliu. Suntem din 10 aprilie. Fiecare decizie privind asigurarea tratamentului compensat se ia în baza unor calcule. Și noi suntem în perioada de discuție la nivel de cu Compania Națională de Asigurări Medicină, deoarece avem posibilitatea de a include medicamentele compensate, dar după anumită verificare este mare a necesităților și a costurilor. Păi da sau dumneavoastră răspundeți mai concret. Astăzi, vreau să înțelegem, Astăzi vă zic că nu și vă zic de ce. Sunt medicamente OTC care conform regulilor de includere în lista medicamentelor compensate nu se includ. Aha. Sunt medicamente simple. Dar în timp, care este povara financiară asupra persoanei aflate în tratament la domiciliu, se vor lua decizii clare de comun Compania Națională de Asigurări Medicină. Mulțumim, doamna Zătăc. Avem deschidere totală. Mulțumim, doamna Zătăc, pentru intervenția dumneavoastră. A fost doamna Tatiana Zătăc, șefă de direcție de la Ministerul Sănătății. Continuăm cu doamna Liliana Iașan, șefa Centrului Medicilor de Familie din Buicani, Chișinău. Doamna Iașan, bună ziua, sunteți pe fir. Bună ziua! Vreau să ne spuneți acum cum are loc comunicarea între medicii de familie, asistenții medicali și pacienți la distanță. Cum are loc monitorizarea? De altfel, dacă nu greșesc acum, sunt aproape 40.000 de persoane supravegheate de acasă. Avem mai multe focare. Chișinăul nu figurează, dar oricum este foarte mare populația. Spuneți-ne anume, cum decurge comunicarea și monitorizarea pacienților? Deci, monitorizarea și tratamentul pacienților care i-am înrolat de curând sunt lucruri, de fapt, absolut diferite. Noi și până de curând am avut în monitorizare
pacienții care se aflau în autoizolare sau carantină. Noi sectorul am avut până de curând 618 persoane în monitorizare care se aflau în autoizolare. Dar aceștia ar putea să facă COVID, pentru că de asta și sunt considerați persoane monitorizate cu posibil sau cu potențial COVID, nu? Bine, până de curând din persoanele monitorizate am avut foarte puține unități, dacă aș putea să spun eu, pentru că totuși se determină în timp că atunci, atâta timp cât persoana care este în monitorizare, în autoizolare, chiar dacă a venit din țările cu transmisie locală în masă, sau chiar și la noi de acum că suntem cu transmitere locală comunitară, oricum, în urma faptului dacă sunt autoizolați, dacă respectă igiena, nu se îmbolnăvesc acești pacienți sau cei care fac în primele șapte zile febră sau alte semne, oricum sunt fie spitalizați, fie monitorizați în contract de către medicul acum, de familie. Acum, referitor la faptul că, da, stați un pic, iată, vreau să trecem la felul în care sunt monitorizați, anume acești care sunt cu forme ușoare și respectiv cum sunt tratați. Spuneți-ne detalii ca să fie foarte clar. Există un ghid, am înțeles, pentru medici, dar vor trebui să învețe după medici și pacienții cum să se descurce cu coronavirusul acasă. Exact. Deci noi acum în tratament, sectorul, avem 14 persoane în tratament la domiciliu cu forme ușoare. Este adevărat că aceste 14 persoane, în mare parte doar doi pacienți avem netestați, sunt pacienții care fie au fost trecuți prin centru COVID și fiindu-le determinate formele ușoare au fost adică primiși la domiciliu pentru tratament. Ce înseamnă tratamentul? Asta înseamnă doar supravegherea medicului de familie 14 zile pentru această durată de supraveghere cu măsurarea temperaturii de 3 ori, frecvența respirației, dificultăți de respirație dacă apar tuse, tensiune arterială și oricare alte semne care pot apărea la pacient. Dacă situația se agravează, atunci ce se întâmplă? Care este procedura? Deci pacientul este informat, așa cum ați spus și dumneavoastră, este ghidat din prima zi. Ce trebuie să facă el? Cum să-și măsoare temperatura, frecvența respirației, ce înseamnă semnele de alarmă a frecvenței de respirație, ce înseamnă tensiune arterială și care trebuie să fie norma ei. În cazul de agravare, cel mai important semn este când febra rezistă la administrarea paracetamolului mai mult de 3 ori și rezistă, și dificultatea de respirație. Asta ne spun și studiile care sunt până de curând și agravarea situației diagnosticului de COVID-19. Și atunci, dar bine, pacientul poate să-l telefoneze și are tot dreptul să sune pe medic și în afara acestor trei măsurări de temperatură la 8, 14 și 20, care de fapt sunt și fixate în tabelul de monitorizare al stării de sănătate al pacientului. Doamna Iașan, încă o precizare. În cazul în care, iată, forma de COVID ușoară trece brusc într-o formă grea, severă, de COVID, vreau să vă întreb, decesul e pe seama cui? Dacă decedează acasă, vorbim aici, iată, de o situație, ar putea să fie unul din 200, zic de exemplu. Dacă se întâmplă că decedează acasă, e pe seama cui? Cine este de vină? Nu-mi plac astfel de întrebări. Ele ar putea să fie o astfel de situație, nu-i așa? Ar putea să fie. Noi avem nu doar în cazul COVID-19. Deci, de curând, ieri a apărut ordinul Ministerului Sănătății și la acest capitol cum trebuie medicul de familie să anunțe, este punctual. Eu aș vrea, în cazul în care noi suntem în 15 aprilie și doar de pe 10 aprilie am început tratamentul la domiciliu, haideți să nu alarmăm, eu vreau să vă zic că toți pacienții din sectorul Buiucani care au fost înrolați în tratament, vă dați bine seama că sunt pacienții care chiar și-au refuzat spitalizarea din motiv că au condiții epidemiologice
la domiciliu. Dar au fost testați. Credeți-mă, da, au fost și testați, dar avem și netestați. Credeți-mă că medicul de familie, pentru prima dată în viață, tratând la telefon, nu o să-și asume un caz suspect de COVID atunci când știe clar că pacientul de pe lista lui stă la evidență cu o boală cronică sau pacientul, să zicem, este unul din pacienții care este nedisciplinat. Nu mai vorbesc despre copii și gravide care au rămas conform ordinului obligator la tratament în domiciliu, pardon, în staționar. Și atunci, medicii familiei, cunoscând foarte bine lista, nu o să-și asume un tratament la domiciliu care știe clar că, de exemplu, cu acest pacient nu o să poate să aibă un rezultat pe măsura așteptărilor. Pentru că știi că fie acest pacient, dacă a făcut pe perioada când se află pe lista lui o pneumonie sau o bronșită, fie a ieșit greu din acest tratament, fie este un pacient mai puțin disciplinat, adică mă refer la faptul că medicul poate să gestioneze, medicul de familie poate să gestioneze tratamentul. Mulțumim. Iar atunci când, când pacientul va avea agravare, trebuie să solicite medicul de familie sau serviciul 112. Doamna Eșan, mulțumesc foarte mult. E important ce ați dat acum în detalii și la fel și doamna Zatâc, pentru ca să nu apară interpretări. Acum să înțelegem dacă este pregătit însuși cetățeanul să facă față acestei provocări. De altfel, toată lumea se confruntă și în peste 200 de țări avem situații în care oamenii se tratează de acasă, de coronavirus. Doamna Ala Tocarciuc, specialist în sănătate publică, este în direct cu noi. Bună ziua, doamnă Tocarciuc! Bună ziua! Avem legătura video? Așa, bună ziua! Ne vedeți și vă vedem! Am să rog regia să îl formeze și pe domnul Boris Golovin între timp, pentru că până la sfârșitul emisiunii să avem iarăși opinii diferite despre aceasta. Vreau să vă întreb, doamnă Tocarciuc, ce nelămuriri mai creează problema aceasta de tratament acasă a persoanelor cu forme ușoare de coronavirus? Din punct de vedere a pacientului sau a medicului, vă referiți? Haideți să mergem pe ambele abordări, mai mult ca atare pentru cei care sunt pacienți, pentru că medicii poate mai au și o pregătire, deși oricum toți se reprofilează pe coronavirus. Haideți să vorbim în primul rând de oameni, despre ei. Deci, dacă să ne uităm din punct de vedere medical, noi avem o schimbare de tactici. Până acum noi consideram pacienți bolnavi de COVID doar cei care aveau testul confirmat, acum noi o să avem și pe cei suspecți sau parțial confirmați. Din punct de vedere a pacientului, desigur că asta impune o responsabilitate majoră și o comunicare foarte deschisă cu medicul său. Desigur că impune și obligațiuni suplimentare membrilor de familie, dar iarăși este o practică aplicată în foarte multe țări. Și atunci când noi avem un număr mare de pacienți și vrem să diminuăm impactul sau presiunea asupra spitalelor, asta este inevitabil, ca pacientul să se trateze acasă. Dacă țara dispune de teste și în cazul ăsta, iată, vorbim de 20.000 de teste la ora actuală și la sfârșitul săptămânii încă 80.000, în total 100.000, credeți că este totuși mai adecvat să-i testăm pe toți, chiar și, pe cei care au forme ușoare? Normal ar fi să-i testăm, dar dacă nu avem capacitate, atunci alegem o cale care să convină la toți, adică să-i testăm cel puțin pe cei gravi și ăștia care sunt mai ușori, deci merg la început netestați cu testare ulterioară de anticorp, aș zice eu, că oricum noi trebuie să vedem dacă ei au ieșit din boală și dacă au devenit sănătoși. Va trebui ulterior să vedem asta. Sunt anumite riscuri legate de tratamentul acasă cu formele ușoare de coronavirus? Cred că riscurile pentru tratamentul acasă de coronavirus sunt aceleași riscuri ca și cum am tratat o gripă sezonieră severă la domiciliu. Cred că sunt cam aceleași riscuri. Și noi foarte mulți oameni ne-am tratat gripă sezonieră la domiciliu sub ghidarea medicului. Și cred că avem deja o experiență. Da, și mulți au făcut și automedicație. Nu o să cădem în barca cealaltă? Nu ar trebui, ar trebui să vorbim, să excludem automedicația pentru că poate fi dăunătoare acum în situația asta. Ce este important deja, iată, hai trecem un pic și pe aspectul medical neapărat și personalul medical, cum să lucreze cu pacienții care au forme ușoare de coronavirus? Ce nu este clar, ce încă nu este gata, dacă este sistemul medical în general pregătit pentru aceasta?
Pentru mine nu este clar ce va face medicul noaptea, ce vor face pacienții noaptea, spre exemplu. Pentru că medicul de familie are niște ore de primire, 6 sau 8 ore, și poate fi contactat în limita acestor ore. Deci dacă pacientul stă la domiciliu și are nevoie de sfat, spre exemplu, la noapte, cu cui apelează? Ce facem? Pe medicul de familie, domnul Furtună, șeful ANSP, spunea că tuturor medicilor li s-au dat telefoane și că au abonamente de comunicare cu pacienții. Credeți că lucrul ăsta va fi imposibil? Din partea pacientului, cred că ar fi posibil, dar imaginați-vă că, spre exemplu, 5 pacienți sună simultan la 12 de noapte sau la 1 de noapte la un medic de familie, uh-huh, care este în orelor de lucru. Aici aș vedea o barieră, ar trebui reglementat acest aspect, că, spre exemplu, dacă este un număr verde sau undeva unde se sună la medic de familie și medicii să lucreze în ture. Nu poate un medic de familie să lucreze 24 de ore, deci asta este imposibil pentru oricare om. Deci fizic pentru un medic de familie este foarte greu să monitorizeze pe toți cei care sunt astăzi în categoria de suspecți, pentru că astăzi e vorba de 40.000, circa 40.000 în Republica Moldova și mai ales cu cei care deja sunt confirmați că ar avea forme ușoare de coronavirus. Dar pe lângă asta, iată ceea ce spuneați dumneavoastră, noaptea, dacă se întâmplă să aibă o criză, ar putea sau nu să ajungă să comunice cu medicul de familie. Dar de ce să nu sune direct la 112? Pentru că o stare mai gravă, automat este o situație care îl impune pe pacient să formeze 112 și să poată fi adus cu urgența la spital. Ca una din opțiuni. De e acord. Opțiune, da. Este, cred că, prima opțiune, nu? Prima accesibilă la ora de noapte, dacă să fim sinceri. Atâta timp cât noi nu avem un serviciu non-stop de la Centrul Medicilor de Familie, deci prima accesibilă e 112. Acum, referitor la bilanțul acesta, care include și persoanele cu forme ușoare, dar care nu sunt testate, respectiv nu avem proba clară de laborator că o persoană care este acasă cu formă ușoară de coronavirus, într-adevăr, are coronavirus. Dar în bilanț este inclusă această persoană. Și vreau să vă întreb cât de corect este să se facă o asemenea statistică? E o ajustare de statistică, de fapt. Dacă am vrut să includem pe toți cei suspecți, trebuia să includem de la bun început. Și am avut, spre exemplu, peste 20.000 de suspecți, dintre care cam 2.000 confirmați. Acum va fi o ajustare de statistică, dar nu cred că asta este cel mai important acum. Dar ce este important? Am văzut multe discuții despre cifre, deci e clar că cifrele nu reflectă realitatea. Este important ca fiecare persoană suspectă să fie tratată de medic. Este important ca fiecare pacient care a ajuns în spital să fie tratat și să ajungă sănătos. Și este și mai important ca noi toți să înțelegem că, de fapt, lupta a trecut din spitale, din sălile de reanimare, a trecut inclusiv și în casele noastre. Da. Și dacă noi vom rămâne izolați, noi vom face front comun a acestei maladii. Iar dacă noi vom ieși în stradă și vom avea grupuri mari de oameni și transmisii și mai mari, atunci noi toți vom pierde. Mulțumim, doamnă Tocărciuc. Mai rămâneți cu noi un pic. Îl luăm și pe domnul Boris Golovin la telefon. Directorul Centrului Național de Asistență Medicală Prespitalicească este acum în direct. Domnule Golovin, bună ziua, ne auziți? Bună ziua, Rita, vă aud. Spuneți-ne și opinia dumneavoastră. Noi culegem cât mai multe opinii de la mai mulți experți specialiști în medicină ca să înțelegem cât mai clar felul în care trebuie să decurgă corect procesul, tratamentul, de fapt și diagnosticarea și pe urmă și tratamentul celor care au forme ușoare de COVID. Nu vă aud. Nu vă aud. N-ați auzit nimic din ce am spus. Haideți să repet. Ultimele fraze, da. Ok, opinia dumneavoastră despre ce trebuie de făcut ca să decurgă totul corect, cât se poate de bine în folosul pacientului, pentru ca acesta să nu aibă de suferit și să fie un tratament adecvat atunci când e vorba de forme ușoare de COVID, tratate acasă, că astăzi aceasta este tema. Da, Rita, deci noi suntem un serviciu la care se adresează persoanele indiferent, adică a vorbit cu medicul de familie, n-a vorbit, dacă starea lui se înrăutățește, dumnealor se adresează la serviciul 112. Și independent de starea pacientului, cum a spus și doamna Zătic, răzic, sunt mai mulți indicatori după care noi ne orientăm și dacă este vârstă mai mare de 60 de ani, dacă nu are boli concomitente, dacă este mai mic de 18 ani, răzic, noi
acești pacienți și cu simptome clinice, deci noi transportăm acești pacienți în centru COVID. Domnul Golovin, dar femeile însărcinate sau copilașii până la 7 ani sau 12 ani, cum e cu ei? Îi luăm pe toți, și femeile însărcinate și copiii, noi puteți absolut îi internăm în instituțiile medicale. Dar ați văzut că printre persoanele decedate avem persoane tinere, care au 30-40 de ani și au avut o erupție așa fulminantă a bolii și au decedat. Din păcate așa s-a întâmplat. Dar vreau aici neapărat să răspundem. Într-adevăr, aceste persoane au avut și alte afecțiuni concomitente, cum este diabetul zaharat de tipul 1 la persoana de vârstă foarte tineră. Vreau să vă spun că dacă pacienții sunt cu vârstă mai mică de 60 de ani, dar ei au boli concomitente și chiar temperatura 37,3-37,4, noi pe toți îi transportăm în staționarul cu boli, boală corespunzătoare. Așa, acum, domnul Golovin, așa, sincer, obiectiv, ca specialist în medicină, aveți dumneavoastră încredere că pacienții noștri moldoveni vor putea să se trateze acasă de formele ușoare de coronavirus? Noi avem probleme foarte mari. Când noi propunem pacienților să meargă în staționar, îi spun că mai bine noi stăm acasă, acei care au forme ușoare. Noi avem condiții, noi nicăieri nu o să ieșim și vreau să vă spun că aici sunt diferite păreri. Totuși, noi trebuie să ne orientăm după starea sănătății pacientului și după condițiile lui epidemiologice, dacă el face izolat sau nu face izolat. Dar cum credeți dumneavoastră, unde este mai confortabil, așa ca să zic așa, pentru un pacient cu formă ușoară de COVID să se trateze acasă sau la spital? Nu cred că e o careva diferență în tratamentul de la domiciliu și în tratamentul din staționar. Uh-huh. Deci tratamentul este același. Clar. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. Doamna Tocărciuc, aceeași întrebare, dar foarte pe scurt și la dumneavoastră. Unde credeți că ar fi mai confortabil și mai sigur pentru pacient să se trateze acasă sau la spital? Mai confortabil va fi acasă, mai sigur că tal. Bun, asta spune despre multe acest răspuns. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Noi încheiem Publica Report. Nu pierdeți mai departe știrile la fix la Publica TV. Rămâneți alături de noi. Numai bine, o zi frumoasă!